Aș vrea să spun de la bun început că dispozitivul jandarmeriei, așa cum a fost el conceptualizat, așa cum a fost gândit pentru această manifestație, nu a fost unul ofensiv, ci unul pur defensiv. El viza doar blocarea accesului manifestanților pe alte trasee decât cele aprobate. Pe tot parcursul interacțiunii între jandarmi și manifestanți, chiar și atunci când s-a început forțarea dispozitivului, nu s-au folosit niciunul din mijloacele, din echipamentele agresive care sunt în dotarea jandarmeriei, nu s-au folosit bastoane, nu s-au folosit scuturi, nu s-au folosit gaze lacrimogene, așa cum s-a speculat la un moment dat în ziua de sâmbătă și în ziua de duminică. Nu s-au folosit nici cătușe atunci când au fost conduși la secție cei patru manifestanți. A avut loc o imobilizare fizică a doi dintre cei patru organizatori care au fost conduși la secția 1 de poliție și abia aici putem discuta de o folosire a forței din partea unora dintre jandarmii care au fost implicați în reținerea și conducerea celor doi la secție. Aceste incidente punctuale, și anume modul în care a fost folosită procedura de reținere și de conducere, sunt elementele pentru care eu am cerut deja jandarmeriei să fie constituită o comisie de cercetare pentru o cercetare prealabilă disciplinară, așa cum prevede legea.